ești bun de ușor. Da? Bună ziua tuturor! Vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Evenimentul de astăzi se desfășoară în cadrul campaniei 3 ani de mântuială, lansat de către fracțiunea PAS din cadrul Consiliului Municipal. În cadrul acestei campanii trecem în revistă promisiunile electorale pe care le-a făcut primarul Ion Ceban și rezultatele acestuia la 3 ani de mandat. Având în vedere că în luna noiembrie se împlinesc 3 ani, am decis săptămânal să trecem peste câte un domeniu și să vedem ce a reușit el să realizeze din ceea ce a promis. Săptămâna trecută colegii au vorbit despre transportul public, săptămâna aceasta vorbim despre angajamentele față de pensionari și persoanele cu dizabilități. Avem aici programul domnului Ion Ceban și avem aici câteva exemple de materiale electorale peste care o să trecem și o să luăm punctual fiecare promisiune pe care o făcută. Deci, în primul rând, în campania electorală, domnul Ceban promitea că o să majoreze compensațiile pentru energie termică și gaz de la 40 la 60% din factură. Lucru reflectat, vizibil și nemijlocit în pliantul lui electoral. Acum, în procesul de analiză, am constatat cu stupoare că Ion Ceban a mințit, de fapt, pensionarii, pentru că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Mai mult ca atât, între anul 2018 și 2022, numărul persoanelor care beneficiază de asemenea compensații s-a redus cu 35%. Dacă în 2018 erau 34.000 de pensionari și persoane cu dizabilități, cu venituri mici, care beneficiau de ajutor din partea primăriei, păi anul ăsta au beneficiat doar 22.000 de oameni. Deci cu 12.000 de familii mai puțin au fost ajutate anul ăsta decât înainte ca Ion Ceban să devină primar. Mai mult ca atât, bugetul pentru aceste compensații, deși suntem în plină criză energetică și prețurile au crescut și este nevoie de mai mult ajutor pentru oameni, a rămas anul ăsta la nivelul anului 2018. Deci, anul ăsta s-a cheltuit 80 de milioane la moment pentru compensații, în 2018 s-au cheltuit 86 de milioane de lei. Deci, vă dați seama că primăria, în plină criză economică, când este cel mai complicat pentru oameni, reduce numărul de beneficiari și nu alocă bani suplimentari, nu onorându-și, de fapt, angajamentele electorale. Tot în 2019, când a devenit Ceban primar, a promis fiecărui pensionar că o să-i ofere 1200 de lei pe an. Da? Deci fiecare pensionar din bugetul primăriei urma să primească 100 de lei pe lună. Ce a făcut în realitate? A oferit doar de Paște, așa cum făcea și primarul Chirtoacă, pentru că el a pornit acest program, 100 de lei. Deci în 3 ani de zile, oamenii în loc să primească 3600 de lei, au primit 300 de lei de la primarul Ion Ceban. Asta a fost un angajament electoral foarte important și constatăm că iarăși i-a mințit pensionari și persoanele cu dizabilități, neonorându-și această promisiune electorală. Adițional, am trecut peste program, pentru că aici sunt multe promisiuni pentru aceste categorii de cetățeni. De exemplu, Ion Ceban a promis că o să tripleze numărul de oameni care beneficiază de cantine sociale. Asta așa și nu s-a întâmplat. Ion Ceban a promis că o să aibă un program al primăriei pentru persoanele cu dizabilități. Asta nu s-a întâmplat. A promis că o să creeze un program care o să-l numească Șanse Egale, prin care din bugetul primăriei o să stimuleze angajarea persoanelor cu dizabilități. Lucru care nici astăzi nu este, linii de buget nu este și nu există nici o claritate ce o să se întâmple mai departe, pentru că până acum asta așa și nu s-a făcut. Tot Ion Ceban în 2019 promitea că o să lanseze campania Cartela Socială, care o să funcționeze după modelul magazinelor sociale, prin care primăria o să emită un card pentru fiecare pensionar și acesta o să beneficieze de prețuri mai mici în farmacii și în magazine. Lucru care, iarăși, după 3 ani de mandat, nu s-a întâmplat, nu se planifică și a fost pur și simplu o banală amăgeală din partea primarului Ion Ceban. În tot acest timp, noi în Parlament, în Guvern, am majorat bugetul de protecție socială cu peste 40%, am crescut pensii, am crescut salarii. Ultima măsură care a fost întreprinsă, toți pensionarii cu pensii mai mică de 5.000 de lei au beneficiat în luna octombrie de un ajutor de 1.500 de lei în contextul crizei energetice din partea Guvernului. Deci noi încercăm
să mergem în întâmpinarea pensionarilor și asigurăm o majorare a pensiilor și a veniturilor și constatăm că, pe cealaltă parte, primăria, în plină criză energetică, nu face nimic din ceea ce a promis și, în esență, în 2019 și-au luat niște angajamente pe care nu le poate scoate la capăt. Din nou, în acest proces de analiză am constatat, de exemplu, că volumul alocațiilor din buget pentru persoanele în etate au fost de 56 de milioane în 2018 și așa și-au rămas în 2022. Deci nu a existat nici o schimbare, nici un leu adițional oferit pentru pensionari, din păcate, de către Ion Ceban. Asta a fost perspectiva privind protecția socială din partea noastră. O să rugăm și pe consiliera PAS, Zinaida Popa, să ne spună câteva lucruri din perspectiva consilierilor municipali și a realităților din Consiliul Municipal. Vom reveni săptămâna viitoare cu o nouă conferință, deja legată de alte promisiuni pe care Ion Ceban le-a făcut familiilor tinere și tinerilor în general din Chișinău. O să rog pe doamna Popa să ne zică câteva cuvinte din perspectiva CMC. Bună ziua tuturor! Zinaida Popa, vicepreședinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Aș fi vrut să expun faptul că la bugetul anului 2022, fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău a venit cu un amendament la buget ca să fie alocați mai mulți bani pentru compensarea la căldura electrică. De fapt, ce am cerut noi este, am cerut exact ceea ce a promis Ion Ceban în campania electorală în 2019. La etapa aceea a fost alocate doar 90 de milioane, la momentul actual avem executate, așa cum a spus și colegul, doar 80 de milioane. La etapa când am propus acest amendament, vreau să menționez că atunci colegii din fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a identificat 132 de milioane de bani nevalorificați de către Ion Ceban în anumite proiecte. Adică la etapa aceea, atunci când a venit cu acest amendament, erau bani pentru a realiza și nemijlocit a pune bani în buget ca oamenii să beneficieze de această compensație. Ceea ce mai vreau să menționez este că în anul curent, de asemenea, fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău va veni cu amendamente și cu propuneri la bugetul municipal pentru 2023 și anume acele promisiuni pe care Ion Ceban nu le-a realizat până acum, să vedem poate în ultimul ceas le va susține. Chiar dacă în 2022 acest lucru nu a fost să fie, nu a fost susținut nici de către executiv, nici de Ion Ceban și nici de consilierii aliați lui. Dacă e să ne uităm așa fugitiv peste buget, o să găsim câteva linii de bani care sunt neoportune la etapa actuală și vorbim de 14 milioane, alte proiecte, inclusiv și proiectul Chișinău de seară, orașul luminilor, cât este de oportun acum în criza energetică să avem un astfel de oraș care valorează 14 milioane. Să vorbim de lucrări de instalare a sistemului de iluminat decorativ pe fațadele din blocurile de la porțile orașului, iarăși vorbim de 4 milioane. Pregătirea orașului de atracții în parcul Valea Trandafirilor, 700 de mii, avem bazine de 8 milioane, adică bani sunt și se pot identifica și prioritiza cheltuielile pentru ca să ajutăm în aceste timpuri oamenii ca să beneficieze de aceste compensații. Cei ce urmează să facem, o să ne urmăriți și o să vedeți că noi o să cerem alocarea resurselor suficiente și majorarea acolo unde este lipsă sau este foarte puțin. Vă mulțumim! Mersi! Mulțumim și dacă din partea colegilor vrea cineva să expună, doamna Cotovski sau oricine altcineva. Da, vă rugăm mult, doamna Cotovski, colega noastră. Bună ziua la toți! Eu ce vreau să vă spun, Chișinău e ca o gospodărie. În fruntea gospodăriei trebuie să fie un gospodar, dar nu un politician. S-a ocupat domnul Ceban cu campania electorală lui Alu Dodon, s-a dus în concediu. Acum și-a făcut alt partid. El mai mult se ocupă cu treburile de partid. Dar nouă ne trebuie un gospodar. Orașul să fie curat, străzile reparate, ogrezele reparate, nu pot să mergi nici cu tocuri, nici cu un cărucior normal pe străzi, așa că în fruntea orașului trebuie să fie gospodar. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim, dacă sunt careva întrebări,
dacă nu sunt, revenim săptămâna viitoare cu promisiunile lui Ion Ceban pentru familiile tinere. Săptămâna asta, vă aduc aminte, am discutat despre ceea ce au promis pensionarilor și persoanelor cu dizabilități și cum nu a asigurat nici majorarea de 60% pentru compensația facturilor, nici acei 1200 de lei care a promis fiecărui pensionar, n-a făcut nici programul Cartela Socială, nici programul Șanse Egale, nici programul pentru persoanelor cu dizabilități. N-a reușit să tripleze numărul persoanelor care beneficiază de cantine sociale. Respectiv, constatăm cu regret că la 3 ani, de fapt, au fost 3 ani de mântuială pentru pensionari și persoanele cu dizabilități în municipiul Chișinău. Vă mulțumim! Mersi!